La un pas de o nouă tragedie, o adolescentă de numai 14 ani din Corbu a încercat să se sinucidă la doar câteva zile distanță după ce un băiat de 15 ani din Năvodar și-a luat viața din cauza notelor proaste. Tânăra a înghițit aseară un pumn de pastile, iar apoi a povestit ce a făcut prietenei sale, care a sunat imediat la 112 și a alertat salvatorii. Când au ajuns în casa tinerei, aceasta era conștientă și cooperantă, anunță oamenii legii, și a fost transportată la spital pentru investigații medicale. Potrivit surselor apropiate anchetei, înainte să înghită pastilele, tânăra ar fi povestit prietenilor că ar vrea să își pună capăt zilelor din cauza situației școlare. Informația nu a fost însă confirmată de autorități.